iată din nou și ce am vrut să vă arăt este că vă adresez și al doilea stup care l-am făcut tot așa cu din înmulțitor, cum se leie. O să vină și ploaia, poate nu o să reușesc să fac toate tratamentele azi, dar e timp. Iată ce a făcut această colonie tânără, marcă tânără. Eu aici am pus diafragmă și vreau, nu vreau, trebuie să... A trebuit să-i aduc foi, fiindcă asta este situația. Și la celelalte care vi l-am prezentat, uitați ce, cum stă albina pe diafragmă. Eu n-am de unde... Acum n-am foi pregătite, nu m-am gândit că dau de așa ceva azi. E foarte, foarte populat. Marcă de anul acesta. Fără, cum am mai zis, nu e nicio reclamă, încă nu vând nimica. E doar așa de o plăcere a mea proprie. Am reușit să obțin aceste mărcuțe. Iată că aceasta este o ramă care a fost o diafragmă dată. Uite dacă o a adus mărcuța aici, dar nică nu. Încă n-a ajuns aici. Aici probabil a fost puiet căpăcit și a eclozat. Pe ce înseamnă să ai albină sănătoasă, nu? Și măcilii trebuie să fie valoroase, dar și albina să fie sănătoasă în același timp. Iată aici a ajuns Afka. A depus ouă pe toată rama aceasta. Aceasta a fost o foaie. Ceea ce este mai problematic este hrana. Această mască o chiar și dacă nu are hrană, asta nu este foarte bine, dar acum am uit să văd în ce situație e cu hrana. Fiindcă albina are suficient, deci ea s-a dezvoltat. Nu sunt stimulate, chiar dacă s-a văzut undeva hrănitor. Nu sunt stimulate. Acestea le-am lăsat să văd cam ce fac ele așa de capul lor. Dar foarte, foarte frumos. Sper să trăiesc atâta cât să dezvolt stupina așa cum îmi doresc. Are un pic de coroniță, dar la cantitatea aceasta de albinuțe e puțin. Va trebui să intervenim cu tran. Iată o ramă așa pentru fotografie, iar am destule rame din astea pentru fotografii. Iată așa arată ea. Bătută complet. Foarte, foarte bine. Să vedem ce e clozat fără. Într-o jumătate a băgat păstură și jumătate a băgat puiet. E bine. Cam asta vreau să vă arăt și la această colonie. Să zic, sunt mulțumit de ea. Urmează hrănirea. Oh.
va trebui să-i mai aduc niște foi, chiar dacă n-am vrut, nu vreau acest lucru. Dacă construiește bine, dacă nu-i are bine. Îi adăugăm tratamentul și mergem la vecinul lui. Facem acest tratament. Deocamdată văd că e foarte bun. Vom vedea după ce vom face în toamnă niște verificări. Gata și tratamentul. Mergem la vecinul lui. Să vedem vecinul lui cum arată. Arată bine. Arată bine și vecinul lui. Nu-i chiar așa forțos. Să zicem așa, da? E arată bine. Foarte bine arată. Trecem la tratament și la el și... ce să mai zic? Bine că până acum ceea ce am făcut se pare că e bine. Mai sunt și eșecuri. Asta e situația. Mai sunt și eșecuri, mai sunt și rezultate bune. Totul e să le rezolvăm până vine toamna, ca în toamnă se întâmplă toate în regulă. Toate coloniile să fie puse la punct, pregătite pentru a înfrunta iarna cât mai bine. Aici am adăugat o foaie data trecută să pare și depunem asta o în ea. E mai aerisit la ăsta. Acesta este mai aerisit, nu e chiar așa puternic. Dar se rezolvă. Interesează calitatea mărcii și vă voi arăta o ramă așa pentru poză, da? E la mod acest lucru, dar trebuie înțeles că nu în toate coloniile, adică e posibil dacă mapea e bună să găsești una, două ramă așa pentru fotografie, fiindcă cât de bună să fie Yamaha, când începe să depună astfel pe o ramă, ea mai se duce și se uite și pe ramă în celelalte lângă ea. Iată acele rame pentru poză. Acestea sunt. Iată. Foarte bine. Marta e bună.
lipsește hrana, asta e problema la mine aici. Bun, facem tratamentul și închidem. Închidem și vizităm peste o săptămână. Mai era să uit să fac tratament. Tratamentul este foarte important. În caz că se întâmplă ceva cu matca, să avem cum vine mie cum e, e foarte ușor de unificat cu vecin. Bun, am terminat și fac această colonie. O închidem și, doamnește, peste o săptămână începem stimulări nu prea corect, hrăniri, adică stimulări e cu totul altceva față de hrănire. Știu că matca o să mai au o parte agresivă în aceasta la sfârșit. Voi profita cam o lună și două săptămâni, vor primi trauma. Până atunci, numai bine.